Bill Gates, copreședintele fundației Bill & Melinda Gates, a declarat că o potențială nouă pandemie ar putea proveni dintr-un agent patogen diferit de cel al familiei de coronavirus. Cu toate acestea, Bill Gates a vorbit despre progresele în tehnologia medicală și cum acestea ar trebui să ajute lumea să facă o treabă mai bună în combaterea virusului COVID, dacă se vor face investiții imediate. Vom avea o altă pandemie. Data viitoare va fi un agent patogen diferit, este de părere miliardarul Bill Gates. La 2 ani după pandemia de coronavirus, părintele Microsoft susține că cele mai grave efecte s-ar fi estompat pe măsură ce părți uriașe ale populației globale au câștigat un anumit nivel de imunitate. Severitatea sa ar fi scăzut cu cea mai recentă variantă Omicron. Cu toate acestea, miliardarul a spus că în multe locuri acest lucru s-ar fi datorat virusului însuși, care a creat un anumit nivel de imunitate și a făcut o treabă mai bună de a ajunge la populația lumii decât au făcut-o vaccinurile. Șansa de apariție a bolilor severe, care este asociată în principal cu vârsta și obezitatea sau diabetul, aceste riscuri sunt acum reduse dramatic din cauza expunerii la infecție, a completat acesta. Bill Gates crede că ar fi prea târziu pentru a atinge obiectivul Organizației Mondiale de Sănătate de a vaccina 70% din populația globală până la jumătatea anului 2022. În prezent, 61,9% din populația lumii a primit cel puțin o doză de vaccin COVID-19. Miliardarul este de părere că specialiștii ar trebui să rezolve și să distribuie un număr cât mai mare de vaccinuri într-un timp cât mai scurt, solicitând guvernelor lumii să investească în acest sens. Data viitoare ar trebui să încercăm să o facem în loc de 2 ani, ar trebui mai mult de 6 luni. Costul de a fi pregătit pentru următoarea pandemie nu este atât de mare. Nu este ca schimbările climatice. Dacă suntem raționali, da, data viitoare îl vom prinde mai devreme. A spus acesta adăugând că platformele standardizate, inclusiv tehnologia RNA Messenger, ar face acest lucru posibil. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!